Mă numesc Natalia Rădiță, am 52 de ani și astăzi o să vă prezint o recetă cum se pregătesc plăcintele romane. Miștosan și el. Da. Bună ziua, fetelor! Eu vă rog să mergem la mine, scoacem niște plăcinte cum coșe mama. Așa. Vrați? Da. Hai, haideți! Hai, haideți! Specula și Angela din familia Rădiță au o tradiție aparte. Femeile adună toate rudele la sărbători și gătesc cele mai bune bucate. Una dintre preferatele tuturor este plăcinta romanii. Ian, hai, Specul, pornește plăcintele lui mama. Adică ouăle, brânza. Ouăle să-ți aduc. Da. Făină, 1 kg punem. Și 5 ouășoare punem. Numai gălbănușul punem. Una să-l punem așa cu tot. Că punem și o leacă de sare, ou și o leacă și n-aluat. În viața de zi cu zi, iată, sunt mediator comunitar. Și lucrez cu oamenii, cu romii. Cel mai frumos și mai important în viața mea este atunci când văd că pot ajuta pe cineva. Când ies un om mulțumit când a venit la mine și a cerut o mână de ajutor. Eu o să mă ocup cu gospodăria acasă. Păsărea, cer mâncare la nepoțel și păsările și cu ograda și gata. Câți copii și nepoțel? Am un băiat mai mare, am și are 2 băieței. Și am o fată și fetița care a fost aici cu mine, nepoțica. Și așa am emitit băiat Ion, 12 ani. Când coc plășinte, mi-aduc aminte de mamă. Specula cucerește papilele gustative cu cea mai bună mâncare, iar Angela este considerată avocata familiei și a comunității rome din Gribova, raionul Drochia. Familia în comunitatea romă este pe primul plan, pentru că așa suntem educați din strămoși, din veacuri. Romii întotdeauna au umblat împreună. Familia a fost împreună, rudele toate, chiar cu acele tabere, când mergeau din comunitate în comunitate. Noi cu Specula, soțul Romeo și cu mine suntem verișori, părinții noștri frați. Problemele de sănătate ale Angelei din copilărie au determinat-o pe mama ei să o trimită la școală și nu la munci agricole, așa cum se obișnuia în comunitatea romă. De ce dumneavoastră ați îndemnat fiica dumneavoastră să meargă la școală? Eu n-am îndemnat-o. Ea singură a hotărât că ea trebuie să facă studii. E singura a zis că, mamă, da, toate drepturile astea sunt, dar sunt numai pe hârtie. Poate că ceea ce n-am putut eu să fac, sper să facă ea. Lecția cea mai importantă pentru fiica mea, să aibă încredere în oameni. Să fie cu minte, ascultătoare, gospodină, să poate găti toate mâncărurile. Ia că bătem ouăle la brânză. Ada încet la cloc cu brânză și farfurie. Așa e de stecă acolo este. Ouăle nu-s chiar galbene și mai punem și o leacă de curcuma adăugăm. Dar la 10 ani eu gătesc. Eu stăteam acasă cu copiii, mama se ducea, umbla cu vândutul. Mama vinde și sape și haine, umbla cu... Și eu rămâneam acasă cu 3 copii, 2 frați și o soră. Și eu le găteam până la 13 ani. La 13 ani m-am măritat și am gătit pentru mine. La 14 ani am avut primul băiet, David. De-am la 20 am avut fata și aici de-am la urmă, la 30 de ani. M-am învățat 3 clase, nu m-am învățat. Mama a hotărât și tata că trebuie să mă mărit și m-am măritat. Înainte, noi, fetele, nu puteam să luăm o decizie fără părinți. Adică asta a fost decizia, mai ales în familii tradiționale de romi. Eu pe romaniță am născut-o la 35, adică un pic mai târziu, așa s-a. Femeia își poate permite foarte multe.
numai dacă are dorință. Poate să-și permite și să facă studii. Chiar dacă bărbatul nu este de acord, trebuie să-l aducem la aceea ca să înțeleagă cum are el dreptul la odihnă. Da. Cum voi, relația voastră decurge în momentul în care dumneavoastră veniți cu niște idei noi, cu niște schimbări, cu învățatul, când tradiția e o leacă diferită? Adică divergențele sunt mari întotdeauna și argumentele întotdeauna trebuie să fiu tare în argumente ca să le aducă, anume trebuie de învățat. Și am masa cu voi, e ca și mâncem, să nu se lichească. Mai lăsăm o leacă să mă odihnească și adă uloiul, pune o leacă de untă în uloi. Ajunge. Poate mai ieși și două albușuri de ou. Bun, tot așa în uloi vrei spui? Da. Și strucim. Mama nu le punea în uloi, dar le punea așa pe un șervet curat, le punea și le întindea așa în mână. Dacă n-are uloi, nu se lichezi din mână. Mama la mine era dintr-o dată să fac. Tăiem tocmai și am tăiat prea groș. M-a păit puțătul pe mână. De atunci am tăiat cum pune ea, așa facem și eu. Uite-vă așa. Haideți la masă! Te-o de plăcinte, hai! Hai, Romanița! Hai, hai că-s gata plăcintele! Da, ia să vedem, e bună plăcinta! Îmi place! Foarte gustoasă! Vă place, da? Da! Să mai servesc cu asemenea o bucățenie!